Bună, bună, bună toată lumea! Yay! Și da, după cum vedeți, filmez. Uitați afară, mă vedeți și pe mine reflexe cum filmez. Bună! Nu contează asta. Aș vrea să vă arăt încă doi ponei care i-am desenat. Doi dintre ei sunt făcuți la școală în pauză, iar unul este făcut chiar acum. Așa că hai să începem! Ok, o să încep cu cel care l-am făcut acum. Cam acesta este. Este un alicorn. O cheamă Samantha Book. Ce-aș putea să mai zic despre ea? Păi e foarte drăguță, are chiar cutie mark. O carte. Stă pe un norișor. Ține cu magia cornului o carte. Îmi place foarte mult să citească. Ce-aș putea să zic despre Samantha Book? Da, este drăguță. Este prințesă, ca să știți. Samantha Book. Da. Și da, hai să trecem la următorii ponei. Ok, hai să vi arăt. Cam aceștia sunt, după cum vedeți, se vede că sunt făcuți la școală. Ups. Da, dar tot o să-i pun pe peretele meu cu mulți, mulți, mulți ponei. Da. Nu contează. Avem aici, aceste două sunt cele două surori. Avem aici pe Sunny Annie. Sunny Annie, nu știu exact cum se pronunță. Dar știu că, da, are chiar chite mare că o față zâmbăreață, pentru că nu mi-a venit ceva în minte atunci. Da, este Pegas, da, foarte drăguță. Ei, foarte drăguță. Și da, hai să trecem la următoarea. Următoarea este Sad Sally. Mua, mua, mua. Ah, da. Pe ce ați putea să zic? O cheamă Sad Sally. Uitați, avea chiar Kiki Mark o față. Supărată. O față. Supărată. De ce? Nu înțeleg de ce. De fapt, înțeleg că doar eu am făcut-o. Tori Sad Sally. Nu? Dar și aici, cum zic, am greșit eu puțin aici la gură și am dat pasta corectoare și pe aia din nou am greșit și n-am mai înțeles să dau pasta corectoare. Și chestia asta, da. Și culorile mi se par că sunt foarte drăguțe. M-am inspirat tot de la Sunset. Nu știu ce am cu ea, dar îmi plac culorile astea, simt. Și ce aș putea să vă zic, cam atâta pentru acest videoclip. Nu uitați să dați like, subscribe și share și să vă abonați la canalul nostru dacă încă nu v-ați abonat. Iar noi ne vedem data viitoare.